Incidentul s-a petrecut miercuri seară în centrul municipiului Târgoviște, lângă un complex comercial. Totul a avut loc sub ochii vânzătoarelor, care au observat cum terasa a fost trântită la pământ într-o secundă de țurțuri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Au picat niște țurțuri, după cum ați văzut și dumneavoastră de acolo, de la strașină. Mi-au rupt copertina, se poate vedea pe mașină acolo. Și vă dați seama, eu am optat să nu o mai pun acolo, tot din cauza riscului să evităm un accident pentru trecători, pentru clienții magazinului. Miercuri seară, poliția locală a împrejmuit zona pentru a evita o tragedie. Solicitările proprietarului magazinului către inspectoratul de urgență de a îndepărta țurțurii rămași au fost în zadar. Este magazinul, am exact peste drum de 1001 articole. Pe Mircea cel Bătrân, în blocul X2, scara B. Deci este un trafic foarte mare. În afară de faptul că sunt cele două licee, Nechiță Văcărescu și Liceul Economic, care este foarte accesat de copii. Eu am sunat la pompieri, dânsii mi-au dat un număr de telefon al unui domn Alexandru, care dânsul spune că nu are nicio soluție ca să mă poată ajuta. A doua zi, situația a rămas neschimbată, iar pericolul încă exista pentru trecători. Zona centrală a municipiului Târgoviște este traversată zilnic de sute de pietoni, dar nu este singurul loc unde s-au format țurțuri. În municipiu sunt zeci de clădiri care reprezintă un real pericol pentru trecători. Administrația locală face apel către asociațiile de proprietari, dar și către cetățenii orașului să înlăture țurțurii formați pe acoperișurile clădirilor, dar și pe trasele blocurilor. Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amende de la 500 la 3000 de lei.